Azi noapte. Azi noapte am avut o altercație cu soția mea în jurul orei 3, din care a rezultat, ne-am jignit și ne-am agresat fizic. Am plecat în altă cameră încercând să aplanez situația. După 20 de minute, soția mea a plecat din casă, apărând cu mama ei, cu tatăl ei și cu două echipaje de poliție. Și echipajele de poliție au intrat în curte, eu eram în curte, m-au luat până la poartă și m-au întrebat ce se întâmplă. I-am spus că am fost agresat, că ne-am jignit și că eu am plecat în altă cameră. Ei mi-au spus că trebuie să merg la poliție și să-i însoțesc la poliție. Eu am zis că este o oră târzie și n-am de ce să-i însoțesc la poliție. Nici n-am apucat să termin fraza, ei m-au luat la pumn, m-au trântit pe jos, mi-au dat picioare și mi-au pus cătușile la mâini. M-au băgat în mașina de poliție, după care m-a urmat o serie de lovituri. Am ajuns la secția de poliție, unde m-au băgat într-o cameră singur, mi-au dat cătușele jos și am rămas eu cu polițaiul acesta. Tot mi-a arătat pe mâncă, scrie poliția română și m-a luat la palme și la picioare. Am încercat să-i cer telefonul, să solicit un avocat sau măcar să sun o rudă de-a mea să vină. Nu au vrut, telefonul mi l-au luat de acasă. Când am plecat din secția de poliție, după ce am dat o declarație, nici nu știu ce am scris, mi-au dat telefonul fără niciun contact, mi-au șters contactele din telefon.